Bună ziua tuturor! Spuneți, vă rog, când e momentul. Da? Guvernul Chicu și-a dat demisia. Dragi cetățeni, acest lucru a fost posibil datorită presiunii dumneavoastră. Demisia guvernului Chicu este rezultatul presiunii cetățenilor care, în mod tranșant, la alegerile prezidențiale, au cerut schimbarea clasei politice. Alegerile din noiembrie au arătat foarte clar ce vor cetățenii. Cetățenii vor curățarea clasei politice, vor reformarea justiției, vor o luptă reală împotriva corupției. Vor să aibă conducători responsabili, integri, care lucrează în interesul țării. Primul pas a fost făcut pe 15 noiembrie. Instituția prezidențială a fost scoasă de sub controlul clanurilor oligarhice. Oamenii au ales un președinte care să fie vocea lor, un președinte care să înceapă o luptă cruntă împotriva hoților. Acum urmează al doilea pas, declanșarea alegerilor anticipate și alegerea unui parlament legitim și reprezentativ. Este datoria noastră să îndeplinim ce ne cer oamenii. Iar oamenii cer, clar, alegeri anticipate. Demisia guvernului Chicu deschide calea constituțională, cea mai scurtă, spre dizolvarea parlamentului actual și declanșarea alegerilor anticipate, așa cum au cerut cetățenii. Acum se discută mai multe scenarii. Guvern de tranziție, majoritar, minoritar, foi de parcurs și așa mai departe. Trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu. Parlamentul actual este cauza crizei politice și a problemelor pe care le are țara. În actualul Parlament, care nu mai exprimă voința politică a alegătorilor, nu mai există o majoritate parlamentară de minim 51 de deputați care să genereze un guvern responsabil, onest și profesionist, capabil să satisfacă necesitățile oamenilor. Majoritatea PSRM, Șor și transfugii lui Plahotniuc va rămâne să domine acest parlament și vor duce la perpetuarea crizei. Majoritatea PSRM Șor au împărțit ca hoții schemele și au umplut sacii cu bani și au încărcat orice lege, orice normă de bun simț. Acest parlament nu poate numi un guvern care să lucreze pentru oameni. Acest parlament trebuie să plece. Un alt guvern înseamnă amânarea pe un termen nedefinit al alegerilor noului parlament. Oamenii cer altceva, și anume anticipate. Partidul Acțiune și Solidaritate va respecta întru totul ceea ce cer oamenii. Anticipatele sunt unica soluție pentru rezolvarea problemelor grave cu care se confruntă țara. Vă mulțumim! O zi bună!